Problema 4 de la pagina 139. Problema 4 de la 139, da. Se dau punctele pe liniare COD și semidreptele. Deci punctele coordonate care? C, O și D. C, liniuță, O și D. Asta înseamnă că am pus coliniare, da? Corect. Și semidreptele OA, OB, de aceeași parte a dreptei CD. OA. OA și OB. Și OB. De aceeași parte a, de aceeași parte a dreptei CD. Adică aparțin, să zicem, semiplanului determinat de AD și un punct P pe care îl fixăm noi într-o anumită regiune, da? Așa. Și l-am notat pe semiplanul respectiv, semiplan, cum zic, semidreaptă, zic și semiplan. Semiplan mărginit de la semidreaptă mărginit de un punct, la semiplan de o dreaptă. Că dreapta AB am împărțit nu AB aici, ce de parte a fost. Nu? Da. În aceeași parte față de CD, parcă ați spus, nu? Da. Așa, CD. Și notăm cu S, 1, da? Astfel încât OA, semidreapta OA, este interioară unghiului COB. COB. Ca să ne ajutăm, începem să construim figura. Este important să vedem cum gândim. Rare și cum vezi tu? COD. Faptul că vorbesc de COD, dreapta CD, pun aici CO, aici O și aici undeva D-ul, da? Nu neapărat la mijloc. Nu neapărat la mijloc. Oriunde e punctul, da? Vedeți că m-am dus și mai încolo. Da. Deci n-am oprit dreapta CD. Dreapta CD, nu pot. Una este semidreaptă, când spun semidreapta CD cu originea în D, și aici îmi trebuia să mă opresc, sau semidreapta CD cu originea în C. Nu mai prelungea. Nu mai prelungea partea. Dar zic dreapta CD, adică pur și simplu, din două puncte trece o dreaptă și numai una. Și semidreptele OA și OB de aceeași parte a dreptei CD. Semidreptele OA și OB. De aceeași parte. Adică OA, uite așa, de semidreaptă acum. Vezi, semidreaptă plec din O. Da. O, ăsta este un punct pe care se-mi indice unul din cele două semiplane. Da? Și iată O A și O B, două semidrepte. Acum nu știu pe care să o iau OA și pe care să pun OB, dar autorul mă ajută. Și asta zice, încât OA este interioară unghiului COB. OA interioară unghiului COD. Adică COD, da. La mijloc. COB, domnule. COB. B. B. Mai citesc o dată. Se dau punctele coliniare C, O și D. Așa. Și semidreptele OA și OB. Așa. De aceeași parte a dreptei CD. Așa, bun. Astfel încât OA este interioară unghiului C, O, B. A, deci B C, O, B. Hai să mutăm pe asta, da? Și să vă mai zic ceva. Măsura unghiului AOB 70 de grade. Poate contează, mă gândesc. Măsura unghiului? AOB. Dar să fixăm aici. Bine. Deocamdată, cine este interioară? O? OA, interioară unghiului COB. Prima e B. OB. B. Să zicem că acolo e B. COB. A fost bine. Bine. C aici și D aici, da? COB, ai spus, nu? Da. OA, acum A pe asta. A și pe asta B. COB, corect. Da? Deci OA este interioară unghiului COB. Corect. Da? Da. Eu nu știam pe care să pun B și pe care să pun A. Dacă mă ajută autorul, rezolv asta. Deci OA este interioară. Și măsura lui AOB 70 de grade. Și măsura lui AOB 70 de grade. AOB 70 de grade, adică o să zici cât mai mult unghiul ăsta. Ca să fie așa 70 de grade, da? Deci,
mă ajută și îmi spune ăsta să fie de 70 de grade. Aproximativ 70, dar nu chiar am luat măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor AOC și BOD. Așa. Deci. Dacă vrem să fim cât mai riguroși, facem acest lucru și măsurăm de la OA încolo cu raportorul 70 de grade. Uitați cum fac eu ca să mă apropii. Nu am raportor, dar undeva trebuie să mă descurc. Adică, tu te descurci pe caițelul tău acolo. Eu spun așa, am să duc perpendiculara pe OA, adică îmi imaginez unghiul ăsta de câte grade, de 90 de grade, și ca să iau 70, mușc 20 de grade din el. Cam așa zic eu dacă am mușcat 20 de grade. Și atunci, unghiul ăsta mi-a rămas de câte grade așa? A, O, B, o rămas de 70 de grade. Deci, vreau să mă apropii cât de cât de condițiile impuse în ipoteză. Se spune că o problemă corect executată este pe jumătate făcută. Da? O figură corect executată înseamnă problemă pe jumătate făcută. Spunem și noi. Haideți să vedem ipoteza, să completăm cu ce, dacă am găsit. Deci este ca punctul de coliniare CO și D și semidreptele OA și OB de aceeași parte a dreptei CD. Am fixat. Astfel încât OA interioară unghiului COB. OA interioară OA inclus sau aparține, puteți spune o asemidreaptă asta, aparține interiorului, mai bine inclus, că este o mulțime de puncte, inclusă în interiorul unghiului C, O, B. O, B. Și măsura unghiului A, O, B, 70 de grade. Și măsura unghiului A, O, B, egal 70 de grade. Arătat, calculați măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor AOC. Bisectoarea lui AOC, Adi. Ce înseamnă bisectoarea lui AOC? Bisectoarea lui AOC, adică împarte unghiul în două. Deci, îl văd unghiul AOC, duc repede bisectoarea, da? Se împarte unghiul în două unghiuri. Congruente. Notăm cu M, cu ceva? Notăm semidreapta asta. Da. Cu O, M, da? O, M. Și pe al lui B, O, D. Al lui B, O, D. Aici a fost B, O, da? B, O, D. Bisectoarea lui B, O, D. Deci împarte unghiul iarăși în două. În două unghiuri congruente. Un. Și atunci măsura unghiului M, N, mi se cere. Corect. Deci se cere măsura unghiului M, O, N. Asta. Câte grade are unghiul ăsta? Dar spune-mi în ipoteză că am dus O, M bisectoare. Da. Deci O, M. Bisectoarea cărei unghi? A, U, C. A, O, C. Și O, N, bisectoarea lui B, O, D. Cam asta e toată ipoteza. În concluzie, mi se cere măsura unghiului M, O, N. M, O, N, egal cu cine? Aștept păreri. Demonstrați. Producem o discuție, nu? Începem o discuție pentru a ne face planul de lucru, după care să vedem. M, O, N, din cine se compune? Zia, Adi. Din M, O, A. Alo?
Bună ziua! Eu sunt, da. La matematică sau la apicultură? Eu sunt la o oră de matematică. Acum sunt chiar în plină lecție, așa că dacă puteți vine mai târziu. Bine, vă salut. Da, da, pe la 8 încolo. Da, la revedere. Dacă mu e bisectoarea lui AOC, putem spune că... Deci mu nu e format din mu A plus AOB plus BON. Deci el observă că MON e format din MOA. Da, plus. Plus AOB. Plus BON. Este o primă observație corectă. Da? Deci, acum să pornim pe ideea ta. Deci, el se compune din unghiul ăsta micuț, adică jumătatea lui COA. Traducem încă în plus acum, da? Jumătatea lui COA. Plus 70 de grade. Da. Plus... Și jumătatea lui BOD. Da. Jumătate. Dacă am ști cât face tot unghiul ăsta, și plus ăsta tot, adică cât face COA plus BOD, BOD, dacă aș ști cât face împreună. Am pune în ansamblu și ne-a reușit. Și am împărțit în două, da, că jumătățile le-a pe voi. Și gata, ne-a reușit. Am mai adăugat, dacă am ști. Vezi, mutăm problema din aproape în aproape. Deci, adică, plec de acolo. Ai spus așa. În unghiul MON, Miruna, în MON, te rog să continui tu, intră ce unghiul? Intră MOA, da. AOB și BON. Pe AOB îl avem. Da. Ne frământă foarte tare MOA plus BON. Să le știm, da? MOA plus... Dar MOA e jumătatea cui? Lui MOA. Lui M... Nu, nu-i MOA. Nu, lui... Jumătatea M-O-A. Lui... A, C, O. A. E jumătatea lui C, O, A. Iar ON, BON, BON e jumătatea lui BOD. Și acum toată problema este să vedem cât este COA și BOD împreună ca să facem jumătățile lor. Măsura lui DOC nu este 180 grade? Ba da, 180 grade. COD 180 grade, sigur că da. Minus 70 grade, da. Faci 110. Da. Și? Sau din DOC putem să împărțim acolo? Nu, 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 oprește-te aici, nu-ți strica problema. Ești pe fază. Deci tu ai spus așa, tot unghiul ăsta e de 180 de grade. Corect, da. Dau pe 70 de o parte. Și mi-a rămas acum suma ăstuia și cu ăstuia. Corect. Care înseamnă 110 grade, nu? Da. Și 110 grade... Împărțit la 2. 55. 55 și cu 70? 125. Și ăsta e unghiul. Deci ne-am făcut planul de lucru. Deci, totul, demonstrăm. Da, tot, am zis să redactăm. Când e demonstrat, am făcut-o mental, adică am făcut-o în discuția noastră. De unde a plecat Miruna, Miruna Crescu, problema așa? S-a desprins pur și simplu. Din, să aflăm din ce zi prima ta ONU. Asta este. Deci în clipa în care ne-am pus problema lui AON, din, da? Din cine se compune MON, MON, da. Din cine se compune MON, totul a fost la îndemână. Că în data am văzut că un unghi este de așa știut, mi-a interesat MOA și BON. Dar sunt jumătățile a căror sumă, în total, am văzut că este 25, nu? 110, parcă, 110. Și am dat la 2 și Rareș vorbește. Demonstrația, te rog. Hai, redactăm. Deci, trebuie să calculăm unghiul MON. Scriem ce? Că e unghiul. Unghiul MON. Măsura. Măsura lui. MON.
este egală cu jumătatea unghiului OAC. O, nu OAC. AOM. Egal cu măsura lui AOM. Pe 2. Păi dacă zice AOM, mai atât. Dacă zice, lăsăm deocamdată să nu forțăm mâna, adică foarte repede, da? Când o zice jumătate, o lua o C. Ce? Da. Jumătate la C. Zis cum am... Da, dar e la pasul următor să face. Deci este măsura lui A, O, M. A, O, M, aș fi zis M, O, A, ca să mă tot duc în, să mă lipesc, da? M, O, A, M, O, A, M, O, A, plus măsura... Plus măsura lui... O, AB, O, trebuie să-l pui la milă. Și scrie-te, rog. Te uiți pe căițelul tău și vorbești de acolo. Da? De pe căițelul tău. Măsura lui A, O, B, Miruna, plus măsura B, O, N. Da? Măsura lui B, O, N. Și acum, mai egal mai departe. Cu măsura lui AO cât pe 2. Așa, că AO sau MOA e COA pe 2. Măsura lui COA pe 2. Plus 70 de grade. Și plus? Măsura lui BOD pe 2. Măsura lui BOD. Așa, supra 2. Așa îngheață. Nu mai poți continua. E de altă parte. Măsura lui 2, 180. Măsura lui DOC egal 180 de grade și egală cu... Și egală cu măsura lui DOB. DOB, foarte bine zis. Măsura lui DOB. Plus măsura, plus 70 de grade, nu? Da. Și plus măsura? Plus CoA. Sau AOC, ce zic bine. Plus măsura lui A, O, C. Exact. De unde rezultă că duce pe 70 de grade în stânga și rezultă că măsura lui DOB. Măsura lui DOB plus măsura lui AOC. Măsura lui A. O. Este egal cu 110 grade. Egal cu 110 grade. Și acum avem măsura de OB, este egal cu 110 grade părțit la 2. Deci, adică 55. Deci de aici rezultă că măsura lui DOB pe 2 plus măsura lui AOC pe 2, împărțim totul prin 2, da? Deci împărțim egalitatea asta prin 2. Prin 2 și obținem că măsura lui DOB pe 2 DOB supra 2 plus măsura lui pe 2 este egal cu 55 de grade. Egal cu 55 de grade, adică 110 pe 2 e 55 de grade. Și tocmai ne întoarcem sus și la relația pe care o aveam. Deci rezultă acum, rezultă că măsura MOE, nu? Egal cu 70 de grade plus egal cu 70 de grade, plus 55 de grade. 55 de grade și egal cu 125 de grade. Ăsta ce trebuie să... Exact, omul ce trebuie să... Deci, iată că dacă ne punem mintea la treabă, redactăm și, sigur, redactăm dacă avem ce redacta. Adică dacă am făcut un plan corect în problemă. Totul a fost doar atât. Să sesizăm din cine se compune unghiul M-O-N și să vedem că cele două unghiuri adunate nu? Cele două completau 180 de grade. Și atunci am aflat că fac 110, jumătățile lor fac 55 și totul este la îndemâna noastră. Altă problemă? 5, la pagina 139. 139, problema 5. Unghiurile AOB și AOC sunt adiacente suplementare. Da, sunt adiacente suplementare.
ca pe unghiuri. Voi încercați să faceți voi figură. Da. AOB și AOC, ADAC, pentru comentarii. Citim din manual, de parcă ați fi voi, i s-o dat problema. Vedeți cum faceți figură. Haideți să încercați și porniți și voi. Deci, unghiurile AOB și AOC, ADAC, suplimentare, dar o să vă zic măsura unghiurii AOB care zice la sfârșit, ca să faceți o figură mai exactă, domnul profesor. Da. Deci, unghiul AOB are măsura de 35 de grade și 30 de minute. Deci, AOB și AOC, adiacent de suplimentare, suplimentare. A. OB. O. AO. B. Și cât are AOB ca măsură? AOB 35 de grade și 30 de minute. Iată cum vă fac, că de cât să mă apropie. Zic 90 aici, împart în 3. Iau un arc, 37 de grade. 35. 35. Și 30 de minute. Adică e mai mult un pic decât o treime. Da. Cam la 3 să-l împărțim. Să împărțim un arcul. Da, aproximativ. Așa. Arcul la 3. Deci când duc, îmi imaginez că am avut compasul aici și duc atent, cu atenție arcul ăsta, da? Și acum îl împart în 3. 35 și ceva, cam aici, un pic mai mult decât o treime. Și cam așa, să zicem. Nu e atât de important, să spunem cu precizia corect, foarte mare, dar să fie cât de cât aproape o de adevăr. Și deci unghiurile AOB și AOC, adiacente suplimentare. AOB și BOC. Nu, și AOC. AO cred că e la mijloc. Aha. OA, da? Și BO e jos. BOA și ceva aici. Corect. POM, bisectoarea unghiului AOC. Care? OM, bisectoarea lui AOC. AOC. Așa este de aici, da? Bisectoarea. Deci, trebuie să duc un arc AD și îl împart în două. Dacă ai compasul... Da, dar cum nu-l ai, este bârbâit, da. Așa. OM. OM, da? Da, iar OM, semidreapta opusă lui OM. Adică în semiplană de jos. Adică în prelungire. Da. Semidreapta opusă. Lui OM. Așa. OM. OM aici. Da. Ce fac? Aflați măsura unghiului BON. BON. A unghiului de aici. Da, da. Știind că măsura lui AOB este 35 de grade și 30 de minute. 35 de grade și 35 de minute. Ipoteza. Și mai știau măsura? Nu, atât. Unghiul AOB, AOC, adiacente suplimentare. Deci, măsura lui BOA plus AOC egal 180 grade, asta să spunem. Ca da. Faptul că BO și C sunt coliniare. Da, puteți să le aflăm pe AOC. Sigur că o să le aflăm pe AOC, dar spunem exact așa. Deci, în ipoteză, avem că măsura lui BOA BOA plus măsura lui AOC egal cu 180 de grade, da? Da. OM bisectoarea unghiului AOC. Mai avem că măsura să o dăm pe BOA, măsura lui BOA este egal cu 35 de grade și 35 minute. Și că o e în bisectoare. 30 și 30 de minute, domnul profesor. 30, da? Da. Am, 30. Și că... O e în bisectoarea unghiului AOC. O e în bisectoarea unghiului AOC. Da. AOC. Bun. Și OM, semidreapta opusă lui OM. Adică O, M, O și N sunt coliniare. Asta corect, da. M, liniuță O, liniuță N. Asta când am scris așa, înseamnă că coliniare. Sunt coliniare și ordinea asta. M, O, N. Și măsura unghiului ăla e fost. Deci,
Ia uite ce știu. Ipoteză. Concluzie. Concluzie. Să găsim măsura lui B ON, măsura lui B ON, egal cu semn de întrebare. Miruna, te rog. Știm că măsura lui B, eu știu pe măsura lui B ON, care e 35 și 30 grade și știu atunci aflăm măsura lui AOC. AOC, da? De acolo, da. Demonstrația. Sau să facem un pic planul de lucru? Da, da. Și știm că... fac 360 grade toate mâinile. Și atunci scădem măsura lui AOG și măsura lui... da, trebuie să avem și pe căune. Și pe căune. Și atunci mâinile gândească, ia să ne vedem. Da. Altceva. Dar măsura lui mână, Ieruna, cât e? Tot 180. Și dacă știi că ăla... Pe bună, aia e mediatoarea și jumate. Dacă primul acum pe aură. Deci cum ați propus? Deci, îl aflăm pe AOC. Prima dată. AOC. Da. Bun. Și împărțim la 2 ca să-l aflăm pe, numai pe AOM. Pe AOM sau pe ăsta la da. Tot da. Același lucru. Și atunci, MON e tot 180 grade și îl aflăm pe MON. MON. E 180 grade. Tot 180 grade. Și atunci, MON egal cu 180 grade minus măsura lui AOB minus măsura lui MOA. Bun. Și le fac pe ONU. Dar mai muncește un pic. Eu vreau să văd deodată. Ia, altă soluție. MOC, cum s-ar găsi MOC? Apropo, BON, cu cine mai este congruent? Cu MOC. De ce cu MOC? Pentru că s-o pusă la vârf. Pentru că ai garanții că scoliniare așa și așa, nu? Păi da. Și ăsta e cât ăsta. Corect, da. Și pe ăsta cum l-ai aflat, nu știi pe ăsta, de fapt. Păi ce rost am avut să mai aflăm pe celălalt? Da. Sau, da? Este simplu, foarte simplu. Dacă nu aveam garanția că aici e colinearitate, nu puteam să folosim unghiurul pus la fel, da? Deci asta e lucru important. Așa că, ce o să facem în clipa asta? O să spunem că... Aflăm măsura lui AOC. Exact. Demonstrație. Radiș, demonstrație. Deci, avem prima dată că MC este congruent cu BN. MC cu BON. MC e un segment. N-am nicio treabă cu segmentul MC. Unghiul MOC. Așa. Cu unghiul BN. Te redactează singur. Hai, vă rog să detaltați singur de idee, o știți? Vă închipuiți, numai eu cu Radeș vorbesc. Unghiul MOC congruent cu BON. Cu BON, da, putem spune asta. Deci, unghiul MOC congruent cu unghiul BON. În paranteză, o puse la vârf, da? Puse la vârf. Vârf, da? Ce este de OM? Ce este OM în ipoteză spusă? OM este bilitoarea lui AOC. Zicem. OM bisectoarea lui AOC rezultă atunci că unghiul MOC da? MOC e congruent? MOC este congruent cu pe anisă, dacă este congruent cu B. Nu! Păi dacă e bisectoare, OM e bisectoarea acestuia. Ce face bisectoarea? Deci, MOC congruent cu MOA. MOA. Bun. MOC congruent cu MOA. Și... De aici rezultă că măsura lui MOC măsura lui MOC egal cu jumătate din măsura lui COA. Exact. Da? Egal cu
M e cu C O A, măsura lui C O A, pe 2. C O A o poți afla? Da. Măsura lui C O A, zicem. Măsura, vorbește, C O A. C O A. Egal cu? Egal cu 35 de grade. Nu. Nu. COA este 180 minus asta. Ok. Deci... Da? Egal cu 180 de grade. 145. Da. Egal cu 145 de grade. Minus 35 și 30. 35 de grade și 30 de... De minute. Și egal mai departe cu cât ai spus? 145 de grade. Nu cred că faci 145. Deci și 30. 144 și 30. Da. Dacă ar fost mai 35, ar făcut cum ai spus tu. Da? Deci 144. 144 de grade și 30 de minute. Atunci, măsura lui CUA pe 2, că da, să fie? 144. CUA pe 2, egal cu jumătatea acestuia, care înseamnă 72 de grade și... 30 de minute. Păi cum? Nu, 30 de minute? Dăm și pe minutele acestea în două. 15 minute. Da? Și 15 minute. Și acum, fiindcă CUA, măsura CUA pe 2 știi, înseamnă că zici măsura lui MOC, măsura lui M OC este egală cu 72 de grade și 15 minute. Ce ni s-o ceru nouă? Să aflăm măsura lui N, O, B. Doamnul profesor a spus acolo 15 grade. Minute. 15 minute. Foarte bine că mi-a atras atenția. Și noi aveam de măsura lui M, O, C. E egal cu măsura lui BON, nu? Adică măsura lui BON egal cu 72 de grade și 15 minute. Exact. Deci măsura, din faptul că avem asta și... Mai adăugăm de sub cum măsura... Sunt opuse la vârf, nu? Zicem așa, cum unghiul MOC congruent cu unghiul BON, din cele două, reiese că măsura BON egală cu exact 72 de grade și 15 minute. Asta trebuie să demonstrezi. Asta trebuie să demonstrezi. Da, din nou, atenție. Frumoasă și ușurică, de ce să nu spunem, da? Și am terminat și testul ăsta, da? Acum, haideți să facem problema aceea la care tot. La care și 27 de la pagina 44? Nu, am făcut-o ieri. Algebra. Nu. Ce am făcut-o, adică. Am făcut-o, adică. Da. Noi facem o problemă cu care am început eu la geometrie, cu dreptunghiul acela și am construit triunghi echilateral și era în prima parte și ați mers voi destul de greu, că nu v-a fost foarte clar. Dar testul, mâine facem, domn profesor? Da. Nu, mâine nu putem face. Mâine sâmbătă, nu facem. Duminică facem. Duminică facem și vreți fizică sau tot de geometrie? Da, mâine fizică. Duminică. Da? Duminică. Deci fizică, da? Testul 3 și 4, lucrați și voi acasă. Așa și veniți cu lucrurile care nu merg, da, la 3 și 4, da? Ca să facem și fizică. Că duminica facem fizică. Fizică, duminica, așa m-am obișnuit. Eu nu pot să vin, că părinții mei pleacă de casă. Doamne! Păi ei pleacă ei și tu din ce mare problemă? Vino pe tu la mie, până mă duc eu. Așa? Deci ei pleacă și tu vii la treabă, că dacă vrei să faci fizică. Da. Vii cu bicicleta, da. Aia, am găsit. Uite, o bagi în nou într-a ei. Adi, informația care ne-ați dat-o să facem, să ne uităm și pe lecție și... Unde? Acum avem. Acea problemă? Da, v-am rugat eu să vă uitați la nu știu ce lecție care era făcută. Era făcută undeva cu elev, undeva la o școală, așa, v-ați uitat atunci, dar n-am avut o informație necesare ca să putem duce până la capăt. V-am găsit-o eu și v-am zis... La ce lecție era? Punct, nu ați... Aia n-am văzut până la capăt, într-adevăr.
Da, tocmai. De ce acum vă propun să reluăm și să vedeți cât de frumoasă este problema. Deci spune așa, să dă un drept unghi ABCD. Da? Un drept unghi ABCD. Așa. Deci se dă dreptunghiul ABCD. Trebuie să desenăm ceva în sus? Da, da. Lăsați un pic de spațiu. Uitați că eu m-am pregătit să fac asta. Deci. Dreptunghiul ABCD. A, B, C, D. Când am zis de dreptunghiul ABCD, AD, imediat te gândești. Știm că sunt 90 de grade. Toate unghiurile sunt de 90 de grade. Da, așa, dar știm că și laturile, unele laturile sunt de care doar fi DA cu KB și DC cu AB. Deci DA cu KB și DC cu AB. Și paralele. Și paralele sunt. Și paralele sunt. Deci foarte multe lucruri. Apropo de paralelism, vorbim de el, da? Deci într-un dreptunghi, laturile opuse sunt paralele și congruente două câte două, da? Opuse sunt paralele și congruente. Unghiurile sunt de 90 de grade. Îndată, diagonale, dacă le-am duce, putem arăta că sunt congruente. Nu, nu sunt de perpendiculare. Numai împătrat ele sunt perpendiculare. Deci, pur și simplu, când am desenat dreptunghiul, aceste lucruri au plecat din mintea mea, sau s-au adunat în mintea mea foarte repede și aceste elemente au apărut, da? Ei, pe latura BC construim un triunghi echilateral. Cum am construit cel mai ușor triunghiul echilateral pe latura BC, adică folosind ca dimensiuni BC-ul? Păi folosim raportorul. Deci cu deschizătura. În deschizătura compasului. Da. Cu vârful în B descrim un arc de cerc de lungimea lui BC. Da. Mutăm cu aceeași deschizătură și în punctul C compasul și transcriem, din nou deschide, trasăm un arc de cerc. Și cele două arce sunt găsesc undeva, da, într-un punct, intitulat cu E, îl notăm cu E, și unindu-le avem triunghiul BCE, triunghi echilateral. Da. Da? Facem același lucru și pe AB. Acum AB? Deci, pe AB construim din nou un triunghi echilateral. Bun. Care are F, nu? Care... Inovație cu F. Exact. Știți bine, o altă modalitate, duci mediatoarea lui AB și de data asta, construcția mediatoare, iarăși e o problemă, trebuie să iei mijlocul, să duci perpendiculare, dar cel mai ușor triunghi echilateral, având o latură, se construiește așa cu compasul. Cum am zis? Se... Dacă ai compas, nu compas. Dacă ai compasul, cu tine. Ca Adi, îl are cu el. Da. Da. Deci am trasat așa și iată pe partea asta și în felul ăsta am construit triunghiul echilateral, triunghiul echilateral ABF. Da? ABF. Și parcă a zis că se intersectează C cu E și F cu E, parcă. Da. La un moment dat, să ducem pe CE, prelungim pe CE, până se intersectează cu AF. Ele se intersectează într-un punct M. Da? Într-un punct M. Da, în punctul M. Să cer o serie de lucruri. Deci, deocamdată, ca și idei de construcție, înseamnă așa. În ipoteză. A, B, C, D, dreptunghi. Triunghiul cele două triunghiuri. A, B, F. Triunghiurile. A, B, F. Și triunghiul B, C, E. B, C, E. Echilaterale. Da.
Da? Echilateral. Am, mai am că ce e intersectează a F, ce e intersectează a E, egal un punct M. Mulțimea formată din punctul M. Cerințe. Concluzia. 1. Să arătăm că DE congruent cu AE, DE congruent cu AE, congruent cu DF, DF, congruent cu CF, cu CF, și congruent cu EF. Bun. 2. Deci, DE, să arătăm că DE congruent cu A, E. Congruent cu DF. Congruent cu CF. Congruent cu EF. Da? Cele câte segmente? 5 segmente. Toate congruente între ele. 2. Să arătăm că FB, FB, semidreapta FB, bisectoare, pentru unghiul CFE. CFE. Bisectoarea acestui unghi. Deci FB, bisectoarea lui CFE. Și că EB, E, B, bisectoare a unghiului, E, B, bisectoarea unghiului A, E, F. A, E, F. Acum o să știți, deci vi se pare complicat, deja ați înaintat în materie și o să știți. Da, deci... deja e pe igaricamă. Nu, dar nu trebuie să ți ia durerea de cap prea repede. Deja voi știți puilor acum atâtea informații încât o să vedeți ce repede. Toate nivelul la care ți-a ajuns vă permite să abordați problema acum. Altfel. Pentru că la momentul acela nu era suficient, nu aveți suficiente informații. Măcar nu știam și era... Bisectoare, deci era o serie de... Mediatoare. Sigur, exact. Perpendiculare, nu știam. Pe urma. Să găsim măsura unghiului la 3-a întrebare. La 4, nu? Nu, 3. Cu bisectoarele le-am surprins în același punct, da? 3. Da. Să găsim măsura unghiului F, M, E. Măsura lui F, M, E. Egal cu cine? Cât? Care e măsura unghiului de acolo? Adică câte grade are unghiul de aici? Da? F. E, e. Și a patra întrebare, ducând MB, deci pe MB dacă o duc, să arătăm că pică perpendicular pe EF. MB perpendicular pe EF. MB perpendicular pe EF. Asta ar fi problema. Cu B prim, nu? Cu un punct B prim. Hai să zicem. Pică perpendicular pe F, în piciorul perpendicular, dusă din M prim B. Piciorul perpendicular este B prim notat și unghiul acela să... Da, da. Da. Aia de fiindcă vreau să previn durerea de cap. Exact. Care tocmai a început la tine. Să o previn și să vedem că să ne ia durerea de cap mai degrabă, să ne înfingem în problemă. Să începem să gândim la problemă. Adică mai întâi, cum ai arăta că DE congruent cu AE? DE cu
oaie. Să luăm triunghiuri. Două triunghiuri în care se intre de e, da. Să intre și a eu, în celălalt triunghi, nu? Deci de e se intre într-un triunghi, a e în alt triunghi. Și triunghiurile acestea să fie congruente. Da. A, gata, cred că văd și ceva. A, da, fie triunghiul A e B și, a e B. Și triunghiul E C D. Acum, e C D, da? Așa, da. Dar de ce să vă dea durere de cap când trebuie să știm exact ce trebuie să arătăm, Rareș? Ca două segmente D, E și A, E să fie congruente, ce bine ar fi, zicem, să surprindem două triunghiuri în care într-una se intre D, E și în cealaltă triunghiul se intre A, E. Să luăm triunghiurile A, B, E și D, A, B, E. Deci A, B, E. Corect. A, B, E. Și D, C, E. Deci pe cele două triunghiuri să le vedem, să le facem planul. Sunt ori nu congruente triunghiurile. Da, sunt. Care? Stai, care? Păi uite, le-am zis. De ce e? Da. De ce sunt congruente? Ce motive? Păi eu au să spune... Unghiul din nasul, uite, spre B, dacă am înfășit... Nu, asta e urea, că nu știm că sunt congruente. Trebuie să ai trei elemente. Păi mai întâi A, B, F și B, C, E sunt echilaterale și trebuie să scoatem tot ce vrem de acolo, adică cum ar fi că C, E, cât... Deci faptul că B, C, E, adică este triunghi echilateral, C, E, cât B, C, E, care este o latura triunghiului D, C, E, este cât B, E, care e latura triunghiului AB, da. E. Deci o latură, asta e cât asta, din cauza că ele sunt văzute și ca latura a triunghiului echilateral. Ia. Da? Deci au latura asta cât asta. Ce mai au cele două triunghiuri? Hai să ne concentrăm. AB e cât... asta puțin să văd triunghiul. AB e cât... D... AB e cât D, cât... Nu degeaba n-a dat autorul că-i dreptunghi ăsta. Da. Deci într-un dreptunghi, laturile opuse sunt congruente două câte două. Deci A, B este cât D, C. Și mai avem și unghiul D, C, B. Ne trebuie unghiul ăsta de aici, dintre ele. D, C, B cu A, B, E. Ne trebuie de urgență, ca să ne putem duce în cazul de congruență. Și congruentă la? Da. Păi hai să ne gândim dacă e congruent, copii. Păi de ce n-ar fi? Păi hai să vedem. Păi de ce? Păi e ok, dacă mă vreau. Da, mă, dar ce că e? Zi de ce e? Păi, Miruna. Ca să te poți duce în cazul latură în latură, îți trebuie și acest unghi, obligatoriu. Din informație, din problemă, din ce se compune de ce e adi? Unghiul de ce e? De ce e din... De că e? De ce e? Se compune din două unghiuri adi. Din de ce b, deci bucata asta, asta și la care se mai adaugă asta. Cât este DCB? Ca 99 copii. Ca unghi al dreptunghiului. Da? Hai să mai erau încă o dată. Mai era Radi. Mai era, vreau să vă rog să veniți lângă mine să conducem la raționamentul, că e problema ușoară. Deci, dar, nu te mai speria că e greu desenul. Gata, au abandonat, știți? Da, da, eu îl trag. Radi, lasă-l pe taină cu anul ăla. Da. Deci eu trag de tine și tu nu vrei să vii lângă mine. Deci atenție. Zicem. Triunghiul DCE. Da. Ne place triunghiul DCE. Da, și cu ABE. Da, vrem aceste două triunghiuri să le luăm în discuție. Pentru că ele, cele două triunghiuri, hai să hașurez. Poate vă este mai clar. Poate voi și eu mai bine. Așa. Hai, concentrează-te. Și cu triunghiul ăsta. Cele două triunghiuri. Deci cele două triunghiuri. Da. Vrei neapărat să arăți că sunt congruente. Mm-hmm. Pentru că dacă vei reuși să arăți că sunt congruente, intrând D, E în componență și A, E, vei putea spune în clipa aceea că și laturile ce sunt congruente și tocmai problema va fi demonstrată către segmentele astea. Și acum, zice așa. Ce au acele două triunghiuri? Păi D, C, B, D, C, cu A, B, ca laturile ale dreptunghiului. Da, unghiul,
stai unghiul. Ce e cu B, E, calatura? Ce e cu B, E, calatura al triunghiului echilateral? Și unghiul... Ne trebuie neapărat de ce e cu A, B, E, ca să fie latură, unghi, latură. Și ele sunt congruente dacă ziceți de ce. Asta. Care de ce e, unghiul de ce e cu A, B, E, sunt că intrăm în cazul latură, unghiul. Noi trebuie ca să intre în cazul acela. Deci ca să intre, trebuie chestia pentru asta. Pentru că B și C, dacă ăla e triunghi să știu, atunci B și C sunt congruente. E echilateral. Dar nu pe deasupra, Adi. Fă efortul să vezi. D, C, E, din cine se compune? Care sunt? Din D, C, B. D, C, B, care are câte grade? 90. Și B, C, E, care are cât? 60. 90 cu 60? 150. Deci ăsta are 50. Dar ăsta la tu din partea acela. Tot la fel. Păi are A, B, C și C, B, E, care e 90 cu 60. Dar vă trebuie să nu-ți mai arăți. Păi da, mă, și de ce nu vă aduceți aminte? Și domnul profesor face foto pentru voi aici. Da, da. Deci, de-aia am tot spus. Părăsiți pur și simplu. Da. Îți spui, gata, e grea și nu mă interesează. Gata, papu. S-o facă el, profesor. Da, de semnul complicat. Voi doresc acum, după perioada asta de geometrie făcută, vreau să cred că astfel de probleme pot fi făcute. Da. Da. Deci facem efortul să... La ce să ne dea una din asta? Adică la nivelul la care ați ajuns, chiar puteți să o rezolvați și voi. Asta vreau să spun. Nu că trebuie să o aștepți pe asta. Da. Vreau să înțelegeți că, făcând antrenamentul zi de zi și având un anumit stil de a gândi, îți este de mare folos și într-o altă problemă care poate să fie întâlnită la test. Deci noi nu așteptăm ca să vedem, să venim exact cu chestiunea aceea. Nu așteptăm, că e foarte greu să prindă chiar problema respectivă. A nu se înțelege că facem problema aici, ca mâine să o puteți avea la test. Da, ce mișto ar fi. Nu, n-ar fi deloc interesant. Dar nici măcar nu vă dă așa problema la test. Apropo de chestia asta. Tip olimpiadă. Ei, da. Nu e de tip olimpiadă. Știi că noi, pentru o să vă arăt una de tip olimpiadă și atunci o să vă dați pe spate. Da, gata. Băi, hai să ne concentrăm, Adi. Haideți, vă rog frumos. Deci, încă o dată. Triunghiul ăsta, de ce e și cu ABE, despre ele, luându-le în discuție, vrei să te plasezi într-un caz de congruență, ca, îndată fiind congruente, toate elementele să fie congruente două câte două. Și hai, ce avem? Rare, și ai înțeles tu? Ia zi. Da, deci avem latura AC congruentă cu AB. Nu, AB cu DC. AB cu DC și latura BE cu EC. Așa. Și ele sunt congruente, latura dreptunghiului și latura triunghiului echilateral. Și obligatoriu acum te concentrezi pentru unghiul dintre ele. Da. Ca să te duci latura, unghi, latura, nu? Trebuie să arătăm că este congruent unghiul DCE și unghiul ABE. Și ele sunt congruente de ce? Pentru că? Pentru că au DC cu AB, BE cu CE și DC, unghiul DCE cu ABE. Deci fiindcă măsura lui DCE înseamnă 90 și 60, 150 și la fel da. 90 și 60, da? Triunghiurile sunt congruente și atunci, fiind congruente, toate elementele sunt congruente două câte două, printre care și AE cu DE. Da. Insist. Asta o redactați voi acasă. Ah, ok. Acum aici facem planul, pentru că avem foarte multe lucruri de spus. Ce mai avem aici? Să zicem și cu DF. Să vedem cum o vom arăta. DF cu CF. Cum o vom arăta DF, 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 cu DF. CF. Păi, avem unghiurile DAF și CBF. Deci, atenție, Adici, cu DF și FC. Da. Pentru că a fi congruente, ele trebuie să se placeze într-un caz de congruență. Dar da. Ce au cele două triunghiuri? Băi, au unghiul. Avem DA cu CB. DA cu CB. De ce DA cu CB? Păi avem, pentru că e dreptunghi. Așa, din latura dreptunghiului, DA este cât că B. Da. Avem AF cu BF, pentru că e triunghi echilateral AF. AF cu BF, da? Da. Ca latura triunghiului echilateral. Și avem și unghiul DAF cu CBF.
Unghiul ăsta? Tot 150 grade. Tot 150, că e compus dintr-un 90 al dreptunghiului. Deci toate informațiile pe care autorul ne-a dat, dreptunghii, se dă dreptunghiul, se dă triunghi echilateral, nu știu ce. Toate sunt foarte, foarte importante, da? Și atunci, latura asta e cât asta, da? F cu F. Da. Ia să vedem cum vom arăta CF, Adi, da? Cu F. Păi luăm triunghiurile CBF și EBF. Corect. Deci pe astea putem să zicem că au CE cu BE. Latura, da, 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 latura ce e cu BE, nu știm. Nu. Tocmai trebuie să arătăm. Ce, dar nu ce e. Ce... BE și cu CB, a zis, nu? BE și cu BC, latura triunghiului echilateral. Da? Deci, el a zis e CF și cu EF e, dar CF cu EF e, tocmai trebuie să fie arătat, da? Așa. Deci, luând triunghiurile CFB și BEF, despre cele două triunghiuri, poți să începi să spui că au pe B, C, cu B, E, da, unghiul, ca laturi ale triunghiului echilateral, din ipoteză, da, unghiul C, B, F, C, B, F, da, care este cât? 150, așa, cu unghiul B, E, B, F, care este cât? Tot 150. De unde știu? Da, nu mai este EBF, are 180. EBF nu are 180. EBF. EBF nu se prăjește. Nu, uitam la B prim. De unde știu? Sunt opuse la vârf. Nu, cu cine sunt opuse la vârf? Nimic n-am opus cu cine opus, n-am. EBF. E, B, F, câte grade are? 90. Mi-ar place să fie 150. Vreau să fie 150. Vreau să fie 150. Dar cum? De unde? Nu știu, ne chinuim. Nu foarte mult. Să vedem exact. Haideți, vă rog. E, B, F, Adi. E, B, F. În jurul punctului B, câte grade sunt? O 360. Dacă le-aș ști pe, pe toate celelalte, din 360 ar scădea 90, cum ai spus tu. Da, așa-i. Ăsta de aici câte? 60. Ăsta de 60. Și gata. Da? 90 cu 60. Deci 90 cu 60 cu 60. 210. Da. Din 360 scădem 210. 150. Gata, e congruent. Da? Deci gata, a ieșit un eu. Și sub comună. Sub comună. Comună. E clar că E, F este cât ce E, ce E. Dar nu numai asta, și unghiurile congruente două câte două, știți corect. Bine? Vin da, copii, da, da, bun. Da. Deci așa ne dacăm că sunt. Okay. Niciodată să... problema asta n-am prins-o cap-coadă, domnul profesor. Niciodată, da. Dar o veți pe proful online făcut. Da, dar au tot numai văzut-o. Numai că eu am găsit-o numai că la ultimul punct nu era, atunci. Nu era rezolvată. Adică doar ați spus. Păi o reluăm acolo, să vedeți foarte tare cum stau lucrurile. Nu despre nimic, da. Nu-i zic. Acum da. Arătăm ce voi. Hai, intră! Ha, 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 ha,